Primul contact cu scena Eurovision a fost un succes pentru Urs, care a strălucit în lumina reflectoarelor. Artistul și-a schimbat costumul, a modificat coreografia și și-a rupt cămașa pe scenă. Doamne, nu știu cum să ies din transă. A fost superb. Totul ce ține de calitatea sunetului, grafică, lumini pe scenă, noi am fost foarte buni. A mea a fost de azi, rămân fără cămașă pe mine, da. Am zis că avem nevoie așa de ceva, un moment să fie boom. Și am conceput această cămașă împreună cu designerul. Sunt 200 de capse cu sute. După repetiții, artistul s-a întâlnit cu presa online. Am întâlnit din nou un artist care are foarte multă dorință de a câștiga, are un vibe de învingător, s-a bucurat de fiecare moment pe care l-a trăit pe scenă. A fost o repetiție bună în care el a cântat foarte bine și a dovedit încă o dată că orice lucru pe care îl face, îl face cu ambiție și cu atenție la detalii. Eurovision 2022 se va desfășura pe 10, 12 și 14 mai. Toate cele trei show-uri, semifinalele și finala, vor fi transmise în direct de Televiziunea Română, iar reprezentantul României va intra în concurs în a doua semifinală pe 12 mai.